În 2017, fermierii care au peste 150 de capete de ovine pot accesa subvenții mai mari de la Uniunea Europeană. Astfel, din 2017, sprijin cuplat pentru ovine va fi de până la 17 euro pe cap de animal pentru animalele de reproducție. Din 2017, subvențiile pentru crescătorii de ovine vor crește chiar și de 3-4 ori, drept pentru care Nicolae Țap, președintele Asociației Ovisălaj, recomandă fermierilor să acceseze fondurile puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Vreau să-i atrag pe toți fermierii sau toate exploatațiile din județul Sălaj care beneficiază sau care au peste 150 de capete de ovine. Este foarte important ca banii care vin de la Bruxelles, la banii europeni, să fie accesați de către fermieri care, au propriu-zis animalele și să aibă și beneficii. Iar toți banii, accesați, trebuie să vină, la fermieri. Asta am și vrut, asta și fac, ca fermele, în următoarele episoade, veți vedea, fermele să fie viabile. Adică, să ai ce arăta. Noi, județul Sălaj, prin asociația pe care o conduc, ne putem și mândri asupra efectivului pe care îl avem. Avem un efectiv foarte frumos, avem fermieri foarte mulți și fermieri, cum a spus domnul Cherecheș, fermieri tineri, care ar dori să scoată un beneficiu în urma creșterii ovinilor. La nivelul județului Sălaj este înregistrat un efectiv de 300.000 de capete de ovine, aparținând celor 1.200 de exploatații. În vederea dezvoltării efectivelor, a ameliorării rasei, precum și a îmbunătățirii valorificării produselor, în 2017 Comisia Europeană va acorda subvenții care ar putea fi chiar de 3-4 ori mai mari decât în 2017. Quantumul subvențiilor pentru crescătorii de ovine va fi stabilit în cadrul întâlnirii laterale a specialiștilor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene și ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care vizează clarificarea solicitărilor privitoare la sprijinul cuplat notificat de România în 2016, aferent perioadei 2017-2020.